Care sunt pierderile pe care vi le-ați calculat în acest trimestru, 3 luni de când funcționează această supraacciză? Și care credeți că vor fi până la sfârșitul anului în firma dumneavoastră? S-ar putea să închidem. În ultimele 6 luni, creșterea prețului la carburanți a fost impresionantă. Dacă în decembrie 2013 șoferii plăteau 5,43 de lei pe litru de benzină, în luna iulie au ajuns să plătească 6,34 de lei, mai mult cu aproape 17%, iar în cazul motorinei, prețul a crescut cu aproximativ 10%. Ce a însemnat pentru dumneavoastră ca deținător de stație PECO această supraacciză pe care o plătesc cetățenii României de la 1 aprilie 2014? O diminuare clară. Cam cât ați făcut un calcul? Pentru că statul pierde cam 11 milioane de euro pe lună. Cam cât pierde un deținător de stație PECO, un comerciant de combustibil? Undeva între 10 și 15% au scăzut cu vânzările.